Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 99-a ediție a analizelor economice și astăzi am considerat că se merită să ne întoarcem la un subiect despre la care nu am mai vorbit vreo jumătate de an, exact în perioada când s-au întâmplat cele mai importante evenimente, și anume piața imobiliară, în special de municipiul Chișinău. Deoarece foarte multă lume întreabă ce este cu piața imobiliară, ce va fi cu prețurile, ce va fi cu construcțiile, cum va fi. Nu am construit prea mult în Chișinău, ce avem noi în acest oraș. Am considerat să fac o ediție puțin mai diferită de toate cealaltă, și anume să vorbim despre 5 tendințe generale care marchează și va marca piața imobiliară în municipiul Chișinău pentru următorii, cel puțin vreo 10 ani. Dar ca să nu dau 10 ani, am scris pentru următorii ani. Deci piața imobiliară în Republica Moldova și în Chișinău, din cauza că ne oprim la Chișinău, a trecut în anul 22 printr-o criză care a fost, în opinia mea, cea mai puternică, cred că din ultimii 30 de ani de zile, acum voi da anumite detalii, dar care acum suntem exact, știți cum e, când ai ajuns la fundul gropii și după cum am vorbit și după alți indicatori, inflația, vedeți, Biroul de Statistică ne-a informat că a ajuns sub 20%, după cum am și anticipat noi, deci indicatorii să începe îmbunătăți, exact așa și piața imobiliară, după ce a trecut prin niște fenomene mult mai grele despre care vom detalia, se începe a mișca într-o direcție pozitivă pentru noi toți și de aceea 5 lucruri care trebuie să le ținem minte și care vor marca piața imobiliară în următorii ani, iar toți cei care vor să facă o achiziție, toți cei care se gândesc la o investiție. Nu sunteți printre altele o excepție și iarăși astăzi vom proba cu cifre, mie îmi plac întotdeauna cifre, eu dacă nu văd o cifră, consider că nici nu are sens să vorbești. Să luați decizia conducându-vă de acestea 5 lucruri care trebuie să le știți. Primul lucru care trebuie să vorbim despre piața imobiliară este că, dacă vă uitați în primul grafic, până să facem analiza, dacă vă uitați în felul următor, în Moldova, recordul absolut a fost în 2021, am construit aproape 900.000 de metri pătrați de spațiu de locuit, dintre care 680.000 în municipiul Chișinău și 220.000 în restul țării. Primul lucru care vreau să-l țineți în minte, și va dura, durează deja de cel puțin 10 ani de zile, și va mai dura încă următorii 20 de ani de zile, 75% din piața imobiliară ca volum de construcție se întâmplă în municipiul Chișinău, iar ca valoare, vă dați seama că o locuință construită în Chișinău are o altă valoare decât o locuință într-un sat, cu toată stima față de oameni din sat, acolo locuințele sunt mult mai ieftine, ca valoare 90% din toată piața imobiliară este concentrată în municipiul Chișinău. De fapt, în municipiul Chișinău, dacă vorbim, când vorbim de piața imobiliară din Republica Moldova, da, vom vorbi și de alte localități, să dau autorizație, ceva să mai construiește, 90% din toată valoarea imobiliară care este construită în prezent, în ultimii 10 ani și în viitorii 10 ani de zile, va avea loc în municipiul Chișinău. Tendința este aceasta, deci toată piața imobiliară se rotește în jurul Chișinăului. Dacă ne uităm atent, în anul 2022 am avut o cea mai mare scădere din ultimii 20 de ani. Cum? E cea mai mare, practic, de la independență, doar la independență am avut așa ceva, dar volumul 338.000 de metri pătrați, ultima dată am avut tocmai în 2003. Deci 20 de ani de zile n-am avut un volum atât de mare. Ce s-a întâmplat în 2022 și ce se va întâmpla în anul 2023? Deci în anul 2022 toți factorii negativi care trebuiau să întâmple, toți s-au întâmplat. Prima, prețurile la imobile, și vom arăta graficul, după ce timp de 10 ani de zile au scăzut constant, au început brusc a crește 2020, 2021, 2022 și creșterea aceasta bruscă, de fapt, nici n-a fost o creștere, o recuperare, noi nici n-am ajuns măcar la nivelul 2008, a speriat oamenii. Deci asta era clar încă din 2021 în toamnă, că oamenii în 2022 vor fi mai prudenți, prea brusc au luat prețurile în sus. Doi, a venit războiul din Ucraina, care iarăși a speriat lumea. Inflația extrem de mare a blocat oamenii și-au redus consumul, veniturile reale ale populației a scăzut și oamenii cumva, știți, când ți-e fric, te zgârbulești, exact așa și piața imobiliară s-a întâmplat în 2022. Inflația ridicată a năsprit politica băncii naționale și noi am avut, și aici vreau următorul grafic să vă uitați, dacă în anul 2021 volumul de credite imobiliare creștea lunar cu aproape 300 de milioane de lei, în 2022 a fost cu doar 72 de milioane de lei, iar în primele 3 luni în acestui an chiar avea
avem o scădere de 52 de milioane de lei, deci, cum am spus, am ajuns cam la nivelul de jos. Acum avem o scădere a inflației, avem o îmbunătățire, se ieftinesc banii și cred că procesul de creditare se va anima în mai aproape de a doua jumătate a anului. Deci noi, piața imobiliară, da, plus prețurile nu au crescut la imobile, s-au stopat, iar cheltuielile companiilor de construcție au crescut în medie cu 40%. Volumul de lucrări de construcție a scăzut, lucrări noi nu s-au început și noi, piața imobiliară, tot ce s-a putut întâmpla în 2022, s-a întâmplat. Acum suntem exact la procesul următor, când tot ce a fost a trecut și acum deja banii se ieftinesc, volumul de creditare se va relua, oamenii, cererea amânată, noi așa o numim, oamenii, ceea ce au vrut să procure în 2022, nu au procurat, o vor face în 2023 și cred că anul 2023, în a doua jumătate, va începe o reanimare și o pornire a tot ce înseamnă ramura construcției. Deci primul lucru care am vrut să spun este că piața imobiliară a trecut pentru o perioadă grea, dar concluzia numărul 1, piața imobiliară, când vorbim de municipiul Chișinău, 90%. Al doilea lucru important care vreau să-l marchez. Noi n-am dat acest lucru, există mai multe companii internaționale care fac așa numită evaluare a avuției cetățenilor. Deci care este bogăția care au oamenii. La nivel global, astăzi consideră că toată avuția omenirii este 463 de trilioane de dolari. Deci tot ce avem noi la nivel global este 463 de trilioane de dolari, dintre care aproape o două treimi din toată avuția omenirii este concentrată în imobile. Exact așa este situația în Republica Moldova. Utilizând tehnicile pe care le-au utilizat companiile internaționale, am făcut o evaluare deja pentru mai mulți ani la rând o fac, dar acum vreau să vă prezint public care este avuția cetățenilor noștri, reieșind din tehnicile care sunt utilizate în alte țări. De fapt, împărțim în felul următor. Toată avuția unui om este definită prin locuința care el o are, spațiu comercial, dacă este proprietar la vreo companie și are anumit spațiu comercial, terenurile agricole care sunt în proprietatea noastră și depozitele nete în bănci. Ce înseamnă depozitele nete? Banii pe care noi ținem bănci minus creditele care le-am luat, că creditul este datorie. Deci câte depozite avem în bănci și capital acționar, dacă eu sunt proprietar într-o companie, societate pe acțiuni, unde eu nu sunt proprietarul acelui bun sau spațiu comercial. La ziua de astăzi, valoarea tuturor bunurilor care sunt proprietatea noastră le estimăm la 42 de miliarde de dolari. Deci tot ce avem noi, cetățenii Republicii Moldova în proprietate, este 42 de miliarde de dolari. E mult sau puțin, acum am să vă arăt. Dintre care locuință 28,4 miliarde de dolari, spații comerciale de aproape 7 miliarde, terenuri agricole 3,7 miliarde, depozite 1,35 miliarde și capital acționar 1,6 miliarde. Două treimi sau mai mult de jumătate din toată avuția noastră acumulată în parcursul anilor este concentrată în locuință. De fapt, al doilea concluzie care vreau să o spun este că toate investițiile care fac oamenii, toate economiile care fac oamenii, banii care oamenii strâng, sunt în locuință. În acest an, noi, dar asta ceva mai târziu, în acest an, noi de fapt ne uităm că oamenii, fiind încă îngrijorați ce se întâmplă, în primele trei luni am avut, și acum am să vă arăt cifrele, am avut cea mai mare creștere a volumului de depozite în sistem bancar. Omul undeva vrea să investească până când s-a oprit cu locuințele și el investește duce pur și simplu banii în bănci. Dar, dacă observați, cel mai mult avem în locuințe. E mult sau puțin aceste 42 de miliarde de dolari. Împărțit la populația adultă, se primește că fiecare cetățean mai mare de 18 ani din Republica Moldova deține proprietăți în volum de 14,35 mii de dolari. Dacă ne uităm atent în America din Nord, 560 de mii, observați că suntem de vreo 30 de ori mai puțin decât ei, aproape 40 de ori. În Europa 180 de mii este media. Media globală e 87 de mii de dolari, deci noi suntem mai puțin decât media globală cam de 6 ori. În Asia Pacific, deci în Asia 65 de mii. În municipiul Chișinău, în mediu, o persoană adultă deține proprietăți de 36,3 mii de dolari, în America Latină 27,7, în populația urbană 16,7 mii,
În Africa, în medie, 8.34.000, populația rurală, 2.35.000, deci sunt cam cei mai săraci. Sunt oameni de la sat, evident, proprietățile lor acolo au o valoare destul de redusă. Dar după cum am spus, a doua concluzie este că toți banii care oamenii au, îi dețin în prezent sau în imobili, iar fiindcă în imobili leac s-au stopat procesul, el se va reînvia, sau în depozite bancare. Uitați-vă, în primele 3 luni, oamenii lunar au dus în bănci cât 580 de milioane de lei, în 3 luni de zile au dus 1.700.000.000, ceea ce înseamnă vreo 800 de, aproape 900 de milioane de euro. Deci, 90 de milioane de euro. 90 de milioane de euro doar în 3 luni de zile dus în bănci. A treia concluzie. Prețul la imobil și accesibilitatea imobil în prezent a ajuns cam la cel mai bun de când suntem noi. Haideți să începem cu prețul la imobil. Atunci când noi, din anul 2019, am spus că prețul la imobil a început brusc să crească, de fapt, noțiunea corectă este recuperare. Ce înseamnă lucrul acesta? În anul 2008, în ultimul trimestru, un metru pătrat de locuință în Chișinău, un mediu era 900 de euro. Atunci nu se împărța locuință, noi locuințe vechi, ba din contra, cele vechi de multe ori erau chiar mai scumpe decât cele noi. Noi am început să divizăm în locuințe noi și vechi după 2019. În grafic aveți prețul mediu la imobil, iar graficul de sus este la imobilul nou. Și doar în 2022 noi am ajuns prețul unui imobil la aproape 900 de euro în cazul imobilului nou, iar în mediu noi am ajuns 745 de euro, care este mult sub nivelul de 900 de euro. Deci în mediu în Chișinău o locuință în prezent este mai ieftină decât a fost în trimestrul 4 în anul 2008. Noi încă la acest capitol mai avem de crescut. Să nu uităm care era valoarea banilor atunci, să nu uităm care era salariul atunci. Dacă ne luăm după accesibilitatea unei locuințe, ce înseamnă accesibilitatea unei locuințe? Cât timp trebuie să lucreze un om ca să-și cumpere o locuință? Eu am luat locuințele noi, că dacă luăm toate locuințele, atunci în prezent trebuie să lucrez mai puțin, cam 11 ani, eu am luat cât trebuie să lucrezi ca să-ți cumpere un apartament nou finisat în municipiul Chișinău de 70 de metri pătrați. În perioada sovietică trebuia să lucrezi undeva aproape 10 ani de zile. În anul 2005 trebuia 52 de ani, în 2010 31 de ani, în 2020 12,6 ani și în 2022 din cauza creșterii bruce a prețurilor, dar să nu uităm că a crescut și salariul, 13 ani. Dacă vedeți, noi ne apropiem aproape de media, de media care am avut-o cândva. În prezent, un apartament în Chișinău este de 4 ori mai accesibil decât a fost 15 ani. Deci piața imobiliară în Chișinău, din cauza aceasta avem atâtea tranzacții, piața imobiliară în Chișinău în prezent a devenit cu mult mai accesibil decât a fost în trecut. A treilea lucru, de fapt a patrulea lucru. Și aici, de fapt, ne apropiem de cel mai important lucru. Toată lumea cu care discut spune, Doamne, cât oare îți va mai construi în Chișinău? Cât de mulți construiești în Chișinău? Tot ce se întâmplă acum în orașul Chișinău, de fapt tot ce s-a întâmplat, vreau să cred că nu va mai fi așa ceva, de fapt a fost o paradigmă greșită de dezvoltare. Și aici vă dau un grafic. Am luat din anul 1950 până în prezent cât s-a construit în Chișinău. Cel mai mult s-a construit în perioada 81-90. Câte 8.000 de apartamente în fiecare an se construia în municipiul Chișinău. Acum, din 2020, din 2010 până în prezent am avut, din 2011 până în 20, 4.600, în 2021-22, aproximativ cifre pentru 2022, încă nu le avem exacte, dar aproximativ am avut 5.000 de apartamente în mediu pe tot municipiul Chișinău. Da, s-a construit mult în ultima perioadă, însă de două ori mai puțin decât în anii 90. De ce așa s-a întâmplat? De ce avem această senzație că se construiește mult în condiția când se construiește două ori mai puțin? Problema este că noi am mutilat orașul. Ce am făcut noi? În loc să dezvoltăm orașul prin extindere, în loc să construim cartiere noi, în loc să dezvoltăm cum a fost cândva orașul crește armonios, ce s-a făcut în ultimii ani? S-a parazitat pe infrastructura existentă. Dezvoltatorii dorind să facă economii pe contul nostru, în loc să facă niște construcții, așa cum cere normal dezvoltarea urbană, ce am făcut noi?
am înghesuit 10.000, am înghesuit peste 40.000 de apartamente, uitați-vă, în 10 ani de zile, 42.000 de apartamente, le-am înghesuit pe aceeași suprafață care era. Noi doar acum am început să mergem orașul prin extinderi. Deci, al patrulea lucru care trebuie să țineți cont este că orașul nu trebuie să mai dezvolte cum s-a dezvoltat până acum. Terenuri micuți, construite și în jur absolut nimic. Deci tot ce trebuie să avem, cum s-a pornit acum două proiecte mari, care trei de fapt, sunt vreo trei, cum este Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân merge până în capăt, se extinde strada, ai câteva zeci de hectare de teren nou, deci prin care construiești. Sau cum avem la Botanica satul German. Deci ai un teritoriu curat, ai mers acolo, ai construit o zonă nouă. Deci orașul trebuie, a patra lucru care se va întâmpla următorii ani, dezvoltarea orașului trebuie să fie făcută prin extindere pentru ca să nu... Noi acum suntem aproape 6.000 de oameni pe un kilometru pătrat. Da, sunt în Europa și orașe cu din state mai mari, dar după mine Chișinăul nu trebuie să meargă, cum am mers în ultimii ani de zile, prin această parazitare pe infrastructura existentă, fără ca să construiești drumuri noi, fără ca să construiești școli, fără ca să construiești magazine. Pe tot ce este, ce a fost, noi de fapt am transformat orașul în ceva nu prea calitativ. Și ultimul lucru. Deci, al patrulea lucru, orașul se va dezvolta prin extindere, și al cincilea. Asta este cel mai sensibil lucru. Întotdeauna am fost șocat de modul nostru de a nu fi înțelepți. Dacă ne uităm atent, în mediu, locuitorii municipiului Chișinău și cei care au venit în Chișinău, în ultimul timp cheltuie cam 300 de milioane de euro anual pentru procurarea de locuințe noi din municipiul Chișinău. Ultimii 13 ani, am luat doar din 2010, populația Chișinăului și a celor care au venit în Chișinău au investit 3,7 miliarde de euro în locuințe. Oameni buni, s-a investit 3,7 miliarde de euro în locuințe, în locuința privată, dar nu s-a investit în infrastructură. Idis Viitor a lucrat cu primăria municipiului Chișinău și am spus că, da, noi avem unii antreprenori foarte puțini, sunt mai mult degrabă excepții, care pe lângă locuința care o construiesc, fac un parc suficient de joacă, fac căile de acces suficiente, construiesc infrastructura publică necesară, inclusiv împreună cu primăria, grădinițe, căile de acces, după cum am spus. Acum avem în municipiul Chișinău, de multe ori solicită agentul economic să facă anumite lucruri, dar asta este mai mult o excepție decât o regulă. Ce avem în realitate? Oamenii au investit 3,7 miliarde de euro fără ca să fie făcute investiții în infrastructura publică din jur. Și în felul acesta omul s-a trezit că el trăiește într-un apartament care costă 40, 50, 70 de mii de euro, iar în afara apartamentului el de fapt nimerește într-o cușcă. Deci el când ies în afara apartamentului nu este teren de joacă pentru copii, căile de acces, locuri de parcare, de fapt lipsește infrastructura. Întotdeauna spuneam la toată lumea, spuneți-mi, vă rog, care este prețul unei case sau unui apartament de 70 de metri pătrați în Chișinău și un apartament tot de 70 de metri pătrați într-un sat? Și veți vedea că diferența este de 10 de ori din preț. Întrebarea mea este, ce face diferența în preț? Infrastructura publică. Multă lume nu realizează că bogăția mea personală, și nu uităm, că din 42 de miliarde de dolari care avem noi, bogăția noastră, 28 de miliarde sunt spațiu de locuit. Bogăția mea personală, avuția mea în care eu îmi bag banii, este determinată nu atât de prețul apartamentului care eu l-am plătit, de calitatea chiar apartamentului, cât de infrastructura adiacentă. Dacă eu nu am toată infrastructura adiacentă, dacă noi n-am făcut toate lucrurile necesare, atunci, din păcate, apartamentul meu nu valorează nimic. Ceea ce am propus noi, dacă se creează sectoare noi, dacă dezvoltăm sectoare noi, ar trebui să existe fie un impozit pentru dezvoltare, fie o obligație a dezvoltatorului ca dezvolte toată infrastructura publică, altfel noi riscăm ca, după cum am avut până acum, de aceea spun că situația cred că se va schimba la cele 3,7 miliarde de euro investiții,
loc să transformăm orașul nostru într-o bujuterie, noi de fapt l-am mutilat și l-am făcut insuportabil de locuit. În final, Republica Moldova, ce a fost noi deja am văzut? Următorii ani, piața imobiliară va fi determinată de faptul că apartamentele, locuințele în prezență sunt mult mai accesibile. Doi, locuințele în Republica Moldova va fi trebuit, orașul trebuie să dezvoltă prin extindere. Nu mai putem să parazităm pe ceea ce este în interiorul orașului. Și ultima, o locuință calitativă, asta nu înseamnă pur și simplu un apartament sau casă, dar asta înseamnă toată infrastructura adiacentă, începând de la școli, accesul la parcări, acces la zona verde, acces la terenuri de joacă, tot ce determină un oraș modern, ceea ce determină calitatea vieții pentru un cetățean. Toate aceste lucruri trebuie să țineți cont atunci când doriți să faceți o achiziție și 2023, după cum am spus-o, 2019, 2020, 2021 au fost ani când s-a meritat de făcut achiziție, 2022 a fost o pauză, 2023, 2024, 2025 sunt exact următoarea perioadă când se merită să vă rezolvați problema de locuință, cu atât mai mult că ea este sursa numărul 1 de economie a populației și sursa numărul 1 de capitalizare a avuției atât a cetățenilor din Republica Moldova, cât și la nivel global. Mai mult de jumătate la nivel global și două treimi din toată avuția cetățenilor din Republica Moldova este concentrată în locuință, care merită toată atenția din partea noastră și a luat o decizie înțeleaptă, dar nu să ne dăm prinși de cei care au profitat de pe urma infrastructurii și neglijenței noastre și au reușit să facă niște construcții pentru care acum ne rușine. Vă mulțumesc!